Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai născut pe 29 august, preferi colectivitatea în detrimentul singurătății. Iubești pacea, ai tact și maniere impecabile, încercând cu toată puterea ta să eviți disputele și certurile. Cultivată și bine îngrijită, ești înzestrată cu un gust deosebit și o înțelegere profundă a frumuseții și a artei în ciuda naturii tale practice și a naturii serioase a personajului tău, iubești sincer plăcerile de zi cu zi simple. Dacă lucrezi, atunci muncești mult, dar când vine timpul pentru o odihnă, te relaxezi cu ușurință în compania familiei și a prietenilor. Urăști haosul în toate manifestările sale, prin urmare te străduiești să aduci structură și claritate în activitatea ta. Totuși, aceste lucruri nu înseamnă că ești o persoană dură sau plictisitoare, din potrivă, te străduiești pentru acțiune și, în plus, în ciuda faptului că în interiorul tău un foc poate arde, reușești cumva să te exprimi în mod organizat, poate că tema principală din viața ta este improvizația. Aceasta înseamnă că nu numai că reușești foarte rar în treburile tale, dar de asemenea, găsești o cale de a ieși din situațiile problematice, luând de decizii corecte. În acest sens, ești mereu în căutarea unei acțiuni mai eficiente, mai elegante sau mai adecvate situației. Semnul tău zodiacal aparține constelației Fecioară. Fecioara este direct legată de semnele elementului Pământ, care se disting prin următoarele calități, elocvență, decență, sacrificiu, flexibilitate, eficiență, punctualitate. Minta analitică sobră. Ești guvernată de Mercurul insidios și inventiv. Această planetă ți oferă o perspectivă și o minte vie, o memorie excelentă și o performanță excelentă. Îi atragi pe ceilalți datorită energiei tale strălucitoare și decenței profunde. Cu toate acestea, intuiția și tendința de a pune totul pe rafturi, te pot ispit la o critică excesivă, atât față de ceilalți, cât și față de tine însăți dar ești mai liberă de introspecția epuizantă. Nu ești ușor de păcălit, ești fiabilă și activă, iubești copiii. Trebuie evitate aspirațiile excesiv de materialiste, criticile inutile, izolarea egoistă și dorința de a controla în mod insidios pe cei din jur. Datorită memoriei tale excelente și atenției pentru detalii, devii rar ori victima înșelăciunii, iar munca grea, combinată cu o energie de invidiat, Îți permite să atingi înălțimul în orice afacere. Trebuie să-ți înfrânezi criticul interior, altfel aceste lucru poate duce la timiditate excesivă, teama de a începe orice afacere din cauza fricii de eșec. Îți este indicat să lupți pentru împrăștierea ideilor tale și să dai frâul liber vivacității și curajului minții. Guvernatorul tău astral este Mercur. Acesta îți oferă caracterul critic și pedanteria. Mercur este un patron excelent pentru analiști, medici, profesori și cei care lucrează în sectorul serviciilor. Planeta ta în exil este Neptun. Acesta este responsabil de lipsa zborului imaginației, precum și pentru respingerea abstractizării. Punctele tale forte sunt puterea voinței, autosuficiența, bunăvoința, dorința de a avea grijă de cei dragi, capriciozitate, picanterie. Îți place să-i critici pe ceilalți, mai mult, critica este departe de a fi întotdeauna constructivă, te distingi prin independență, rar vei lua în calcul opiniile altora, pentru a lua o decizie, nu ai nevoie de ajutor și sfaturi, de obicei, depui eforturi semnificative pentru a separa viața privată, adesea destul de agitată, de cea publică, din când în când îți pierzi inevitabil controlul asupra ta și permiți emoțiilor să se răspândească, ceea ce îți provoacă necazuri nesfârșite. S-ar putea crede că ar trebui să te concentrezi pe muncă și să nu acorzi atenție problemelor personale, dar chiar ai nevoie de o familie, prieteni apropiați și un partener de viață cu adevărată devotat. Nefiind genul de persoană complet publică, te confrunți cu disconfort spiritual, fiind lipsite de posibilitatea de a-ți exprima în mod de deschis iubirea față de cei care îți sunt dragi. De aici încep conflictele, ești deseori ruptă între muncă, pe de-o parte, familie de cealaltă parte, scufundându-te în lumea familiei, devii uneori izolată în tine însăți. În acest caz, atragerea atenției tale poate fi foarte dificilă. De fapt, copiii sau partenerul născut în această zi, mai devreme sau mai târziu începe să sufere de singurătate, cei care doresc să ajungă la tine sunt nevoiți să facă apeluri emoționale directe. Pentru tine, nu numai viața sexuală, ci și toate celelalte forme de exprimare fizică sunt de obicei foarte importante. Datorită emoțiilor tale schimbătoare, ești un partener interesant, dar din păcate, rareori de încredere. Nu tolerezi întotdeauna stresul enorm creată de diverse situații de viață. Ești predispusă la tendința de a căuta mântuirea în alcool și diferite tipuri de medicamente? Te poți scufunda în obiciuri și fantezi ciudate sau poți contacta oamenii dubioși care vor fi pentru tine ca o scăpare? Distrusă de cerințele publice și private, poți alege totuși o a treia cale asociată cu o indiferență completă față de viața din jurul tău. În cele din urmă, această cale te poate duce la tragedie și degradare. Dacă vei putea face față înclinațiilor contradictorii ale propriei naturi și dacă vei învăța să-ți folosești creativ înclinațiile naturale, neobișnuite și excepționale, vei avea noroc. Punctele cheie aici vor fi improvizația și adaptarea. Te distingi față de alți nativi din fecioară prin astfel de trăsături speciale, ești organizată, îngrijită, Inteligentă. Ești un ideal de fidelitate, devotament și constanță. La prima întâlnire, pari rece, impenetrabilă și indiferentă. Motivele acestui comportament constau în faptul că tu trebuie să cântărești cu atenție toate riscurile și să analizezi situația înainte de a-ți arăta emoțiile. Cum afectează data de 29 august ta, Vei avea noroc de-a lungul vieții? Nu vei ști ce sunt ghinionul și întristarea? dar vei putea experimenta toate gusturile bucuriei. Îți va fi ușor să te adapteze oricărei situații, rezolvarea eventualelor probleme va fi o problemă simplă pentru tine. Nu te va interesa viitorul, toate problemele vor fi rezolvate pe măsură ce vor ajunge la tine, ca și cum ai fi de una singură. O minte vie, abilități intelectuale înalte îți vor permite să faci față oricărei sarcini și să-ți atingi ușor obiectivele ești foarte atentă, tu abordezi totul responsabil, ești pregătită pentru rezolvarea oricărei probleme, gândești clar printr-o strategie în avans, tu poți combina în mod unic creativitatea, dragostea de improvizație, pedanteria și dorința de a ține totul sub control, ești în evidență pe fundalul altor semne zodiacale, prin iubirea de muncă, responsabilitate, abilitățile bune de organizare, ceea ce te poate face lider în echipă. Poți să îmbini realizările în ale cariere și relațiile de familie armonioase. Deși acorzi foarte multă timp lucrului, ești atentă la rude și prieteni. Autocontrolul este o caracteristică foarte marcantă a ta. Există însă astfel de momente în care încetezi să te mai controlezi și atunci se poate produce o defecțiune, ceea ce va duce la consecințe neplăcute. Ai tendința să idealizezi oamenii din jur și lumea din jur în ansamblu. Când te trebuie să te ocupi de realitate, ești foarte dezamăgită. Tu vrei să schimbi persoana care, după părerea ta, crede sau face un lucru greșit, pentru a o direcționa pe calea cea bună, dar aceste lucruri nu funcționează în întotdeauna, iar din aceasta trește experiențe emoționante negative. Trebuie menționat că nu-ți poți arăta afecțiunea față de persoanele dragi, din această cauză poți fi considerată interesată doar de munca ta, dar trebuie amintit că familia este întotdeauna pe primul loc pentru tine, pur și simplu datorită temperamentului tău, nu-ți exprimi sentimentele în mod deschis, ești foarte vulnerabilă, îți poți dedica cea mai mare parte a timpului liber celor dragi, poți sacrifica totul pentru ei, dar dacă nu simți reciprocitate, Reacționezi foarte dureros și poți deveni izolată multă timp. În același timp, ai o personalitate foarte interesantă, creativă, extraordinară, comunicarea cu tine nu poate fi plictisitoare. Dragoste și compatibilitate tu aparții categorii de persoane care se îndrăgostesc de însă și ideea de iubire. Pare autosuficientă, dar tu chiar îți dorești comunicarea. Poți fi critică față de ceilalți dar străduiește-te pentru intimitate, nu vei fi fericită fără un partener. Cele mai multe șanse de a face o pereche ideală ai cu reprezentanții altor semne pământești ale zodiacului, taur și capricorn. Aceștia, la fel ca și tine, așteaptă de la o relație mai multă constanță și stabilitate decât un uragan al pasiunilor. Taurul te va ajuta să devii mai senzuală și emoțională, iar Capricornul îți va înțelege cu ușurință dorința de ordine și organizare, posedând și gândire analitică, cu reprezentanții semnelor scorpionului sau leului, ai perspective destul de bune în viața de familie, în acest caz, ei vor fi în rolul sclavului, pierzând complet conducerea în fața ta, în același timp, nici leul, nici scorpionul nu te vor suprima, apreciindu-ți inteligența, organizarea și consecvența. Cele mai nereușite alianțele poți forma cu pești și berbec. Peștii, la fel ca și tine, nu sunt niciodată rezolvați din primul pas, sunt pasivi și închiși. Drept urmare, relațiile cu peștii se estompează înainte de a începe. Berbecul însă, te suprimă cu presiunea lui, te sperie cu perseverență și imprevizibilitate. Un săgetător te va considera prea rece și distantă. Chiar dacă îți apreciază inteligența și spiritul de ordine, dorința de cunoaștere, vărsătorul este mult prea invidios și avar pentru a se uita la tine, gemenii se vor plictisi ușor și vor lua imediat altă cale, balanța va crea multe nedumeriri și te va respinge lătoarea și lipsa ei de determinare, totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră pașnică și practică, rațională și calmă, ești exact ceea ce este nevoie în orice loc de muncă. Ești harnică, duci întotdeauna ceea ce ai început până la sfârșit. Ești cu adevărat într-o bunului simț, foarte rar iei decizii impulsive, pripite, ești autosuficientă și cu toate acestea nu-ți place singurătatea. Tu preferi să te odihnești în compania prietenilor, familia, în opinia ta. Ar trebui să fie mare, iar echipa de lucru ar trebui să fie prietenoasă. Raționalismul tău este combinat în mod surprinzător cu idealismul. Poți avea succes în multe domenii. O caracteristică a ta este abordarea muncii. Ai tendința să improvizezi și o faci în orice ocazie. Cel mai adesea, acest lucru este benefic pentru cauză. Tu poți lua decizii corecte din mers. Rezolvi cu succes situații dificile. Dar ca lider cu improvizație ești un adevărat dezastru. Succesul te așteaptă în domeniul literaturii, teatrului, muzicii, sănătate și boli. Ai un sistem nervos sensibil, ceea ce te obligă să cauți mântuirea în diverse obiciuri destructive. Utilizarea de droguri, alcool și tranquilizante puternice, pentru a te scut temporar de anxietatea opresivă. Ca urmare, Astfel de dependențe pot aduce la o descompunere completă. Dacă îți vei putea îndrepta întreaga atenție pentru a-ți eficientiza cel puțin parțial viața socială și personală, atunci vei fi fericită și prosperă. Dacă nu, ai grijă. Nimic nu te supără mai mult ca haosul în propriile tale sentimente. Nu este necesar să percepi realitatea din jurul tău atât de dureros. Este mai bine să mergi cu valul și să nu critici că este imposibil de schimbat. Pentru a menține un sentiment de bunăstare și stabilitate, este utilă o dietă sănătoasă, variată și gustoasă. Este posibil ca mâncarea bună să fie cea mai eficientă protecție împotriva potențialelor obiceiuri rele. Destinul și norocul. Universul ți-a destinat să fii talentată, să treci ușor prin viață, să fii norocoase în orice. Tot ceea ce întreprinzi este înconjurată de energia succesului, nu vei lăsa la jumătate ceea ce faci, îți vei pune sufletul în muncă și o vei aduce întotdeauna la concluzia logică, ești însoțită de succes în probleme financiare, o atmosferă armonioasă domnește de obicei în familia ta, sfaturi pentru tine, iubește-te și înțelege-te pe tine însă îți lasă-te dusă de val. Învață să treci cu ușurință de la viața publică la cea privată și să eviți cerințele excesive pentru tine. Relaxează-te mai des cu cei dragi. Relațiile cu familia și colegii vor deveni mai calde dacă încete să-i critici fără niciun motiv. Fii mai moale, mai răbdătoare și mai respectuoasă față de ceilalți. Nu încerca să controlezi totul. Încearcă să percepi totul așa cum este. Petrece mai multă timp cu familia și prietenii. Nu-ți fie frică să-ți arăți sentimentele. Învață să te bucuri chiar și de lucrurile mărunte. Ce cadouri ți se potrivesc? În general, femeile nu sunt ușor de mulțumit și cu atât mai mult, tu care ești născută sub semnul fecioarei. Poate că tu însă -ți suferi de inconstanță, dar acesta nu este un motiv pentru a refuza să-ți ofere cadouri. În sfera cadourilor nu ești naivă, ești practică. Zelul de a duce un stil de viață sănătos și adecvat este o caracteristică a ta. Un abonament la un club de fitness, piscină sau spa, un bilet de vacanță, o carte despre alimentația corectă și sănătoasă, cu ilustrații și rețete vii, toate acestea te vor încânta. Un cadou de neprețuită de ziua ta de naștere poate fi un ajutor în pregătirea bucatelor pentru masa festivă, dorința de a cumpăra produsele uitate tu poți fi mulțumită de cadourile pentru care femeile din alte semne zodiacale ar putea fi jignite, un aspirator, un set de prosoape, un set de lenjerie de pat, o cutie de pâine din lemn. Dacă alegerea unui cadou pentru tine este un impas, atunci ți se poate dărui bani, dar este important ca cel care oferă să ghicească suma pentru că o sumă prea mică te va jigni cu zgârcenia celui care dăruiește și prea multă te va pune într-o poziție foarte incomodă. Un cadou bun poate fi un abajur elegant, râșniță de cafea sau o oală cu fundă dublu. Utilizarea unor astfel de articole nu contravine convingerilor tale. La fel sunt cărțile pe orice subiect, fie că este vorba de un volum de Rudolf Steiner, fie de un dicționar engleză român. Tu ai o atitudine foarte părtinitoare față de bijuterii. Este mai bine să nu experimenteze cineva cu aurul, mai bine să se concentreze pe arginte de înaltă calitate. Nu-ți plac surprizele. Dacă cineva dorește să te mulțumească, trebuie să arunce o privire la ceea ce ai deja, apoi să-ți dăruiască ceva de genul acesta. Tu pui preț mare pe confort și locuință. Prin urmare, este mai bine pentru tine să ți se prezinte cadouri pentru casă, un set de lumânări parfumate, prosoape, halate de baie, ceasuri de perete, tablouri. Nu vei refuza o pătură confortabilă, un pulover cald de din lună moale, un set de șervețele pentru băutul cafelei, un set de lingurițe pentru aceasta, perdele de bucătărie, dar cu respectarea culorilor bucătăriei. Dacă ți se oferă un aparat de cafea, este indicat să conține și un set de filtre. Certificatul de garanție și instrucțiuni sunt foarte importante. Tu citești instrucțiunile chiar și pentru acele lucruri ale căror funcții ți sunt mai cunoscute decât inventatorul. Tu nu ai nevoie de ambalaje pompoase, sclipitoare. Din potrivă, dacă îl consideri prea scump, vei clipi puțin mai dezin ochi. Florile pentru tine sunt de fapt un simbol, deci este posibil să-ți fi oferit un buchet destul de modest. Atunci când cadoul este mic, atunci florile pot fi mai reprezentative. Acest este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.